asta ai credință. Când valul este furios, te așează. Pe stânca ta rece-i Hristos, prin Golgota, prin vin, noi puteri și-o nouă având. Când am fost abandonat, brațul lui m-a ridicat, am găsit prin orice greu, adăpost la pieptul său. Acum sunt victorios, căci m-a întărit Hristos. Prin Golgota am primit noi puteri și-o nouă vânt. Când am fost abandonat, brațul lui m-a ridicat, am găsit prin orice greu adăpost la pieptul său. Acum sunt victorios, căci m-a întărit Hristos. Te încrede în brațul tare al Domnului, te încrede în promisiunile lui, biruință. În numele Iisus primești prin credință. Orice obstacol depășești, prin Golgota am primit noi puteri și-un nou avânt. Când am fost abandonat, brațul lui m-a ridicat, am găsit prin orice greu adăpost la pieptul său. Acum sunt victorios, căci m-a întărit Hristos. Prin Golgota am primit noi puteri și-un nou avânt. Când am fost abandonat, brațul lui m-a ridicat, am găsit prin orice greu adăpost la pieptul său. Acum sunt victorios, căci m-a întărit Hristos. Să ai pace, chiar când te afli în ecaz, să ai pace. Când lacrimile-ți curg pe obraz, nu te teme, căci ești copil din Dumnezeu, nu te teme. E lângă tine va fi mereu. Prin Golgota am primit noi puteri și-un nou avânt. Când am fost abandonat, brațul lui m-a ridicat, am găsit prin orice greu adăpost la pieptul său. Acum sunt victorios, căci m-a întărit Hristos. Prin Golgota am primit noi puteri și-un nou avânt. Când am fost abandonat, brațul lui m-a ridicat, am găsit prin orice greu adăpost la pieptul său. Acum sunt victorios, căci m-a întărit Hristos. E Hristos. Amin, mărire Domnului. Domnul
să vă binecuvinteze. Sora Estera. Lăudat să fie Domnul Iisus. Mi-e tare dor de Domnul meu, tare dor de acasă. Aș vrea să fiu tatăl meu, să fac viața. Thank you.
Amin. Lăudat să fie numele. Amin. Fratele Cornel Miron, cântare și apoi v-am ascultat cuvântul Domnului prin fratele Vasile Hozan. Slăviți să fie Domnul. Deci. Credința-i puterea ce oprește furtuna și valuri și nori și vânturi groza. Credința-i puterea ce scoală și acuma acela ce crede oricât de bolnav. Poate ai în casa ta un bolnav pe cineva, tu să crezi cu adevărat și el te va vindeca. Ia exemplu pe sutaș, mai prezos să nu te lași, crede și nu te voi. Credința-i puterea ce oprește furtuna și taluri și nori și vântul grozav. Credința-i puterea ce scoală și acuma acela ce crede oricât de bolnav. Poate ai și tu sau un pion, sau acasă, sau la spital, sau erod spiritual, crede și tu pentru el, ca sutașul până pe, chiar dacă îi pe moarte dus, îi va vindeca Iisus. Ființa-i puterea ce oprește furtuna și taluri și nori și vântul grozav. Ființa-i puterea ce scoală și acuma acela ce crede oricât de bolnav. Prin credință ești iertat, ești iertat, iar ești iertat și mântuit și în cer vei fi primit. Prin credință de murit raiul vei moșteni, paradisul plin de flori, cerul cel fără de nori. Credința-i puterea ce oprește furtuna și valuri și nori și vânturi grozav. Credința-i puterea ce scoală și acuma acela ce crede oricât de bolnav. Ca sutașul neîncetat tu să te vezi vinovat, starea să ți-o recunosc. La Iisus să vii cum ești, spune-i lui tot ce dorești, de păcat să te ferești, căci Iisus te va primi credincios dacă vei fi. Ființa-i puterea ce oprește furtuna și valuri și nori și vântul grozav. Ființa-i puterea ce scoală și acuma acela ce crede oricât de bolnav. Spune-i lui necazul tău, a fiului Dumnezeu, să-i aduci sarcina ta și
Iisus în veci va fi, ieri și azi și în veșnicii. Credința-i puterea ce-o crește furtuna, Părășilorii și vântul groza. Credința-i puterea ce scoală și acum, acela ce crede oricât de bolnav. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze, frate Cornel. Haideți acum să ne pregătim inimile, să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Vasile Hozan. Domnul să îl binecuvânteze, să-i dea har, să-i dea putere și împreună să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Frate Vasile, să vă deschideți camera, să vă deschideți microfonul și Domnul să vă dea har. Slăvit să fie Domnul Iisus! Amin! Prin harul lui Dumnezeu suntem binecuvântați încă într-o zi, încă la un început de săptămână. Și suntem binecuvântați, după cum am observat, frații, cu pace, cu sănătate. Și eu la fel, Dumnezeu m-a făcut să mă simt bine în trupul meu și bine în inimă și în suflet. Glorie Domnului Iisus! Este o minunăție ca cel preanalt Dumnezeu cel veșnic să îți poarte grija, să te facă să te simți bine, cum zicea în Faptele Apostolilor Pavel la cei din Atena, Dumnezeu vă păstrează vremuri bune și vă dă bucurie în inimă. Mărit să fie Domnul Iisus! Prin harul Domnului aș vrea să cânt și cântarea Eu acum am pace sfântă în inima mea, cum nimeni nu poate să-mi dea sau cum lumea nu-mi poate da. Eu acum am pace sfântă în inima mea, cum lumea nu-mi poate da. Eu acum am pace sfântă în inima mea, cum lumea nu-mi poate da. Deși în tristări vin, împrejur ca și un nor, eu am pace cu al meu Salvator. Refrenul. Puternic, statornic rămâne, al meu Salvator. El în veci pe mine mă ține, el pe mine mă ține, cu brațul lui ocrotitor. O suflete al meu, cât este de fericit,
Când pacea lui eu am primit, necazul meu în bucurii s-a schimbat, când Iisus Hristos pace mi-a dat. Statornic rămâne, statornic rămâne, al meu Iisus. Și în veci pe mine mă ține, în veci mă ține, pacea de sus. Domnul meu nu mă lăsam, în suferință cad. El a zis că-mi va da, El a zis că-mi va da biruință în inimă. În casa mea de lut am aceste zauri, până merg în țara de aur, unde în gloria lui Iisus măreață îl voi privi față în față. Statornic rămâne, statornic rămâne, al meu Iisus. Și în veci pe mine mă ține, și în veci mă ține, pacea de sus. Domnul meu nu mă lăsa în suferințe să cad. El a zis că-mi va da, El a zis că-mi va da biruință în suferință. Glorie Domnului! La mine s-a întâmplat nu numai că a zis că-mi va da biruință în suferință, ci mi-a dat biruință. Glorie Domnului Iisus! Și eu cred că la mulți din cei ce mă ascultați, când ați crezut că nu-i mai chip de scăpare, Dumnezeu a creat în așa fel situația încât v-ați văzut scăpați, salvați, măriți să fie Domnul Iisus Hristos. De aceea, toată puterea noastră și toată gândirea noastră și tot ce suntem și avem, să închinăm cu drag lui Iisus Hristos și slujbei Evangheliei. Măriți să fie Domnul! L-am ascultat și pe fratele Marius, Domnul să-l binecuvinteze, cum i-a umplut Domnul inima de bucurie când o familie s-a întors de la idol la Iisus. A Domnului să fie toată slava! Dragii mei, în lumea asta sunt multe capcane în care oamenii sunt prinși, dar în capitolul 12 de la Evrei,
Apostolul ne îndeamnă, ne zice, ne învață. Auzi numai. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, ce să facem acum? Avem martorii ăștia care au fost înainte și care scriși în Scriptură. Fiecare a trecut prin nevoi, prin necazuri și au biruit cu Domnul. Acum ne spune că noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, adică avem pilde înainte, și noi să facem ca ei, să dăm la o parte orice piedecă. Atâtea lucruri ne-au împiedicat pe fiecare din noi. Pe unii ne-au împiedicat că eram tare legați de preoți. Și într-un fel nu era rău că fiind legați și iubindu-i, am ascultat Evanghelia pe care ei o citeau. Și fiecare, după puterea lui, o explica. Dar am fost legați de icoane de care s-a vorbit mai înainte. Și familia părinților mei era săraci, dar aveam multe icoane în casă. Și în cărțile ortodoxe, așa de clar scrie, orice icoană este un idol. Deci, dacă l-ai pictat pe Domnul Iisus sau pe Maica Domnului sau pe Petru sau pe nu știu care și l-ai pus ca icoană, ca referință că te-ar putea ajuta în vreo nevoie, deci idol, fiindcă nimic și nimeni nu are dreptul să intre între tine și Dumnezeu Preasfântul, numai Iisus Hristos. El este mijlocitor între om și Dumnezeu. Celelalte, să dăm la o parte orice piedecă. Am văzut o familie care și după ce a început să creadă cuvântul, nu se putea despărți de tămâie. Cumpăra și când nu au avut de unde cumpăra tămâie, lua un fel de rășină, de brad. Îi mai zice la aia amestecă și aia seamănă la miros cu tămâia. Și apoi, în toată dimineața, făcea un fel de slujbă să fugă diavolul, că diavolul fuge de tămâie. Vezi ce obicei e. Deci o zis Pavel, dați la o parte orice piedică de genul ăsta, că nu se întâmplă așa ceva. Alții și-o umplut de cruci, pâncăs, ba la o persoană i-o băgat cruci pe la cusăturile, cămășii,
cruciulițe mici din tablă. Multe câte din astea, că Satana fuge de cruce. Măi, astea n-au niciun temei și nu folosesc la nimic. Satana de multe ori a operat sub simbolul acesta. Cei care găcesc cu diocul, ei nu pot găci până nu faci cruce peste dioc. Apoi atunci odată vezi doi peri că se mișcă și umblă acolo în dioc așa. Și ăla începe și spune cum te cheamă și câți copii ai și numele lor și care unde îs. Diavolul nu fuge de cruce. Diavolul fuge de cei ce poartă crucea lui Hristos. Apoi de aia fuge diavolul. Dacă porți crucea Domnului Iisus, aia însemnează că ție îți place în prigoniri, îți place în hulele oamenilor, pe nedrept, sigur. Îți place când te condamnă și tu n-ai făcut numai bine. Cum va veni vremea la așa ceva de acum, să știți. Așa că porți crucea lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9:23. Vedeți, dragii mei, asta trebuie. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, orice ne-ar lega din vechea fire, din vechea tradiție, din vechele lucruri pe care noi le-am moștenit de la părinți sau de la alți învățători și să ne ținem numai de ce-i scris în Scripturi. Ce nu-i scris în Scripturi, să dăm la o parte. Toate astea ne împiedică. Apoi să dăm la o parte și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Păcatul vine prin gândire. Noi trebuie să avem un gând curat, că Dumnezeu locuiește într-un cuget curat. Să nu-l mânjiți, să nu mânjiți cugetul vostru uitându-vă la lucruri diferite, păcătoase, să vă feriți, să nu vă mânjiți cujetile când vine câte un gând să vorbești de rău pe cineva, să urăști pe cineva, nu te lăsa la alea, fii treaz. Și nu te lăsa la așa ceva. Tu trebuie să fii omul limpede, omul cu mintea limpede, curată, nu cu dușmănii, nu cu ură. Dacă zicem Proverbe 25:9,
dacă ai o pricină într-o ceartă cu cineva, cu ce știu eu ce, apără-ți pricina ta. Apără-ți pricina împotriva propriului tău, dar nu da pe față taina altuia. Pricina ta ai drept să-ți o operi, dar nu te apuca să vorbești ce nu ești întrebat. Nu te apuca să dai pe față lucrurile pe care alții nu le știe și poate tu le-ai auzit și nu e adevărat, numai ți s-o întipărit ție în minte. Nu te juca cu din astea, că toate astea e păcat. Apoi nu te juca cu obiecte care te îndeamnă la găciri, că găcirea e urâtă rău. Ferește-te de așa ceva. Nu glumi cu păcatul. Nu glumi cu o țigară. Să văd și eu cum e. Nu glumi. În Proverbe, în 14, iarăși cu 9, zice, cei nesocotiți, ăia glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoința cu care pot să slujească pe Iisus. Deci nu glumiți cu păcatul. Nu glumiți să văd ce gust are suica, vinul, berea, lichiorul sau ce știu eu ce altele de din astea. Toate astea te vor duce la păcat. Nu glumi cu femei, cu fete. Nu glumi. Vorbește frumos, vorbește curat, vorbește ce-i de vorbit și nu face glume proaste și nu vorbi lucruri care duc la pătarea cujetului și te îndeamnă apoi la desprâu. Că dacă azi vorbești și mâine vorbești, înseamnă ca un ogor pe care îl sameni. Și apoi, odată răsare sămânța ce ai sămânat. Nu fă din astea vorbele tale să fie dresă cu sare. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Cum trebuie să răspunzi la un bătrân? Coloseni 4:6. Cum trebuie să răspunzi la o bunicuță bătrână? Cum trebuie să răspunzi la un tânăr? Cum trebuie să răspunzi la o fată? Cum trebuie să răspunzi la nevasta aproape lui tău? Tu trebuie să ai la îndemână cuvinte sfinte, curate, care să nu lasă în gândul celor ce te aud bănuieli, să nu se descopere prin vorbirea ta că tu ai fi un om prădat în sufletul tău.
Dimpotrivă, țineți sufletul curat și atunci inima curată va vorbi cuvinte curate, când definitiv gura vorbește din prisosul inimii. Și pe om îl cunoști după vorbă, cine-i și ce dorește. Cuvântul Domnului ne mai spune nouă. Vorbirea așa. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Și așa că de multe ori poți cunoaște pe oameni după cum vorbesc. Și îndată poți să știi cu cine ai de-a face. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu onor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică, dar să dăm la o parte și orice păcat, că vedeți păcatul așa ușor te înfășoară. Păcatul te poate înfășura cu vorbe frumoase. Păcatul te poate înfășura cu pofte, care la început crezi că nu-i nimic. La urmă te înfășoară, te leagă. Și după ce ești legat și înfășurat, strigi, urli, vrei să scapi, dar nu poți. Că diavolul face ca paianjenul. Ați văzut cum face paianjenul? El e mare arhitect. Așa face de fixă pânza lui. Și așa o știe, pune ancore în toate părțile și apoi o prinde toată la loc cum trebuie. Și el, la urmă, își face o casă așa, la o margine a paianjenirii lui. Și acolo se ascunde. Și stând ascuns acolo, când o amărâtă de muscă sau altceva se lovește de plasă, plasa lui are un fel de lipici, odată se prinde, se zguduie pânza. Când se zguduie pânza, el iese la atac. Și el nu vine direct să muște prada. El vine și dă câte un fir pe aici și câte un fir pe acolo și după ce o înlănțuit-o bine, apoi o înțapă cu venin. Și tot ce-i solid în trupul ăla se transformă într-un lichid. Și când s-a transformat într-un lichid, el numai suge lichidul ăla și-i sătul. Vedeți? Deci trebuie să băgăm bine de seamă și de la vețuitoarele astea care locuiesc cu noi aici pe pământ, că avem multe de învățat de la fiecare. Diavolul te înfășoară și păcatul te înfășoară.
și te înfășoară cu lesnire foarte ieftin. Și dacă te scapi de piedicile vieții în care ai crescut și te scapi de păcatele care atunci tu ești liber și poți alerga cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Pista noastră de alergare e de aici până în împărăția lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Și așa noi trebuie să alergăm. Să alergăm în așa fel încât să ne uităm țintă, zice versetul 2, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. După ce avem exemple atâtea spuse acolo, șirul ăla mare de martori, acum ne duce cu mintea mai departe. Până aici a fost Abel, a fost Avram, a fost Noe, a fost Lot, a fost câți toți sfinți, David și prorocii. Dar acum, chiar dacă de la toți am învățat câte ceva bun, trebuie să ajungem în credința noastră desăvârșiți și nu putem să ajungem numai dacă ne uităm la căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Și căpetenia asta e Iisus, glorie Lui. Deci, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. De ce? Ce putem învăța de la Iisus acum în acest verset minunat? Versetul ăsta 2 din Evrei 12. Ce putem învăța? Auziți, Iisus ăsta e acel Iisus care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Acum să ne uităm țintă că și la noi ne este pusă înainte o bucurie, o mare bucurie, o mare răsplătire, o stare de neprihănire câștigată prin credința în Hristos. O mare bucurie că în ceruri ne așteaptă slava eternă. Iisus a suferit crucea cu gând sigur că din moartea lui va răsări biserica și va avea o sămânță de urmași care să-i poarte numele. Și bucuria asta l-a dus la răstignire. Bucuria asta l-a făcut să nu cedeze. Bucuria asta l-a făcut să stea înaintea lui Pilat cu față deschisă. Ești tu împărat? Da, sunt, pentru asta m-am născut. Dar să mai știi ceva, Pilate, că împărăția mea nu-i din lumea asta. Aha, adică un împărat tot ești. Sunt. Pentru asta m-am născut.
dar el s-a dus la moarte de bună voia lui. Cu credința și cu bucuria să ne vadă pe noi, urmașii lui Iisus. Și în versetul ăsta 2 ne spune că El cu bucurie a făcut asta, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, bătăile, scuipările, cununa de spini, răstignit pe lemn, în piroane, în arșița soarelui. Ziua în amiaza mare, când era căldura mai toridă, dezbrăcat și tot lovit de ostași romani, peste tot era rând și sânge, că ostașii romani băteau victimile fără nicio milă, fără nicio milă, și pe Iisus l-au bătut în Gabata fără nicio milă. Și acolo i-au pus și cununa de spini pe cap. Și pe aia au bătut-o și au înghesat-o până când i-a spart toată pielea capului. Și vinele de pe cap au vărsat sânge. Pentru ce? Pentru că se uita peste sacrificiul lui la oamenii care vor crede în el și care se vor mântui. Pentru asta el a avut o mare bucurie că eu și matale care mă ascult vom crede în Iisus și vom ieși din păcate și vom scăpa de diavolul și vom scăpa de iad, vom scăpa de o viață veșnică în chin. Și ne vom atașa la Iisus, care ne va duce în a treilea cer, unde-i raiul lui Dumnezeu. Și acolo, în raiul lui Dumnezeu, nu va mai fi moarte, nu va mai fi chin, nu va mai fi sudoare, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi niciun rău. Și vom fi cu Iisus veșnic. Asta i-a fost bucuria lui Iisus. Dar acum, bucuria lui Iisus de atunci trebuie să ne inunde pe noi astăzi. Uitați-vă țintă la căpetenia desăvârșirii credinței voastre. El a desăvârșit lucrarea. Și noi trebuie să mergem la fel, că Iisus, pentru bucuria asta că ne poate salva pe noi, s-a dus la jertfă care era pusă înainte, suferința groaznică și apoi cruce și moarte și mormânt. A disprețuit rușinea când el, omul desăvârșit, Fiul lui Dumnezeu întrupat în trup omenesc, a fost dezbrăcat gol și răstignit acolo. Dar el a disprețuit rușinea, știind că după înviere urmează slava, glorie Domnului. Și noi, dacă vom da la o parte orice piedică și păcat, și dacă ne vom uita țintă la Iisus, și dacă vom face așa cum Biblia ne cere, atunci și noi
cum El stă la dreapta măririi și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, urmăm și noi, prin credință, să ajungem să stăm, cum a zis Iisus, veți ședea și voi cu mine pe scaunul meu de domnie, că Tatăl, după ce și-a dat viața ca jertfă pentru noi, pentru păcătoși, i-a permis să se urce în slavă și să șadă cu Tatăl său pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, zice în Apocalipsa 3:21, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, bucuria asta mare care ne stă înainte trebuie să ne cucerească gândul, simțirile, inima, sufletul, voința, tot să fim cuceriți. De harul și de gloria la care suntem chemați. Uitați-vă dar cu băgarea minte, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, față de trupul lui. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletile voastre. Pentru că până aici voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Evrei 12:3-4. De unde cândva am făcut o cântare. Fiule, nu-ți pierde inima când mustra de el ești, ca nu cumva pe căi îndepărtate tu să te rătăcești, ci crede-l că-și ca tată el te iubește și chiar în ăsta scop El pedepsește. Da. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu-ți pierde, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Mustrarea Domnului poate veni printr-un om. Mustrarea Domnului poate veni în inima ta, fără să știe nimeni. Și așa vei simți mustrarea, încât nu vei mai avea gust să mânci. Așa vei putea simți mustrarea, încât îți va fugi somnul de la pleoape. Ori le închizi, ori le deschizi. Ochii tăi nu pot dormi. Domnul face așa ceva. Domnul poate să trimit o mustrare printr-un țăpuș, printr-o boală, printr-o stare care n-ai dorit-o niciodată. Dar când îți recunoști mustrarea inimii și a cugetului și te mărturisești, cum se vorbea mai înainte, și spui Domnului tot ce ai
și cauți un martor să te asiste, să intre sub povara ta cu rugăciunile lui și să se roage până simți eliberarea. Mare lucru! Eu am trecut prin astea, slavă Domnului! Dar a fost bine că toate au lucrat spre binele meu, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Mare har! Mare har să se îngrijească Dumnezeu de tine când vede o pată, când vede un păcat, când vede un gând, când vede în tine simțuri sălbatice, păi să se îngrijească și cu nuielușa dragostii lui să te pedepsească așa fel încât toată pata, tot păcatul, tot gândul care nu-i bun să fie despărțit de tine. Cum zice în proverbe, nuiaua desparte nebunia de la copil. Păi noi suntem copiii Domnului. Și el are nuiaua lui. După cum știe el, după cât crede că putem noi răbda și suporta, el are nuiaua lui pentru noi, dar noi suntem copiii lui. Nebunia, zice în Proverbe 22:15. Auziți numai ce zice acolo. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Glorie Domnului! Și acum ne întoarnă la Evrei 12:7. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Orice copil iubit de tatăl e și pedepsit. Odată am fost într-o familie, aveam mai mulți copii, dar tatăl s-o îi bătea bine. Dar îi bătea cu nuiaua, îi bătea corect. Apoi, odată unul din copii iese în stradă după ce l-a bătut, era tot lacrimi. Păi ce ai pățit, mă? M-a bătut tata. Păi de ce te-a bătut tata, tu, mă? Ca să nu mă bată miliția când îți mare. Păi sigur că da, nebunia se desparte cu lovituri de nuiedicătă copil, că dacă nu ajunge mare și apoi bat alții. Doamne, îndură-te de noi! Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Versetul 9 din 12. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște ficiori din curvie, iar nu fii.
Doamne, pedepsește-ne Tu cum vrei, dar ține-ne de mână să ajungem în rai cu Tine. Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, versetul 10 din 12. Vedeți? Asta trebuie să ne fie o mare bucurie, să devenim noi părtași sfințeniei Lui Dumnezeu. Și când vom ajunge în cer, vom fi părtași sfințeniei Lui Dumnezeu. Și de pe acum încercăm, ne luptăm, dar suntem expuși slăbiciunilor și atacați de diferite stări. Dar acolo îl vom vedea pe Iisus așa cum este și vom avea parte pe deplin de sfințenia Lui, care zice în Ioan 17, în rugăciunea sa, mă sfințesc eu pentru ei. Acum avem așa o relație de frate, fiindcă ne-am fiat Dumnezeu. Și zice în Psalmul 82, v-am zis, toți sunteți fii al lui Dumnezeu. Iar Iisus ne spune Pavel, așa, și am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt. 82:6. Așa. Prin urmare, avem un titlu înalt, dar trebuie să-l grijim. Vedeți, acum din Canada, dacă vrei să pleci în țară, trebuie să prezinți certificat de naștere, trebuie să prezinți un pașaport, chiar dacă e expirat, care să dovedească că tu ești român. Altfel nu te lasă să intri în țară. Dar mulți au venit aici și au gândit, mie nu mai îmi trebuie, gata. Și acum când le trebuie, n-au de unde lua. Deci să băgăm de seamă să nu ne vindem dreptul ăsta de întâi născut pe un blid de linte ca Esau. Că Esau rupt de foame și obosit cât o alergat pe câmp. Când a venit acasă, Iacob s-a meșterit și el și a făcut o zamă de linte. Aici este linte multă, și roșie, și verzuie, și în mai multe culori, este linte câte vrei. Și oamenii mai mănâncă linte aici. Dar foamea și oboseala l-a târât să nu-i pese că el are dreptul de întâi născut. Și am zis, apoi la ce-mi folosește dreptul de întâi născut? Să mor aici de foame? Dă-mi să mânc și îți dau dreptul. Și și-o vândut dreptul la Iacob. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Tot în Evrei 12:16. Vedeți? De tu om, când e expus la greutăți, mulți își vând dreptul. Păi ce să facă? Mor de foame. Păi ce să facă? Nu mă mai lasă la servici. Păi ce să facă? Nu mai am bani. Păi ce să fac?
și pentru toate nevoile astea își vinde omul dreptul. Dar nu trebuie așa. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. Versetul 15. Doamne feri, când într-o familie se întâmplă un necaz, mă suna o soră în zilele astea trecute. Frate, dă-mi un sfat, ce să mă fac? Dar ce? O fata mea mai are 3 luni până când împlinește 18 ani. Și duminica trecută a fost cu mine la biserică. Și până aici tot timpul a fost. Și acum, săptămâna după biserică, a venit cu o femeie lesbiană în casă. Păi am certat-o și am zis că nu-i voie și păcat și cu tare. S-a dus și m-a spus la poliție și acum e închisă la poliție acolo și noi suntem chemați ca să ne instruiască, să-i dăm voie să facă cum vrea. Ați văzut un lăstar de amărăciune ce amărăciune aduce? Dar ce amărăciune aduce în inimile mamei, tatei, frațelor ei? Păi ce amărăciune aduce în biserică? Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Apoi știi cum pot să se întineze acum unii care ajung la vârsta aia? Pot să zic că cum a făcut aia, o fac și eu. De aceea nu iau amustrării. Îndepartă nebunia de copil, dar ocupă-te de el. Vezi încătro pornește, vezi ce simțuri are, vezi unde-i umblă capul lui și nu-l lăsa de capul lui. Nebunia este lipită de inima lui. Copilul vrea să facă cine știe ce năzbâte, dar tu trebuie ușor, cu blândețea înțelepciunii, dar să-l mustri așa ca să simtă ca o nuia, să simtă certarea și o va dezlipi nebunia de copil. Ca să nu ajungi să plângi și copilul să râdă. Cum am întâlnit odată pe cineva, bătrânul, îl chema Ilie, apoi când făceau ce nu trebuie, el săracul probabil suferea ceva, cu ficatul, cu fierea, cu stomacul, nu știu. Când nu-i plăcea ceva, așa râgăie săracul, de gândeai că se sparge pieptul la el. Apoi o persoană din casă zice, iar l-am făcut pe Ilie să râgăie. Trebuie să aveți grijă, educați bine copiii și familia în întregime, ca să nu vă facă să râgăiți. Să puteți să stați. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut
prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. De aceea e necesară certarea și de aceea e necesară nuiaua și de aceea e necesară ca Domnul să se îndure de noi când vede pe noi ceva ce nu-i bun, să și înceapă, cum a zis David, lovească-mă cel neprihănit că lovitura lui îmi este binevenită. Doamne Iisuse, ocupă-te de noi, ocupă-te de noi. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovitura lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemn turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Psalmul 141 cu 5. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi și să ne ajute cu adevărat să stăm tari înaintea lui Iisus în toată viața noastră, ca atunci când o isprăvi calea aici pe pământ, să ne primească la El în slavă, să nu-i fie rușine de noi și să auzim minunata chemare, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii. Ce minunat! Ce minunat! Matei 25 cu 34. Aș dori din tot sufletul și cuvântul din această seară și după masă pentru noi din continentul Americii să lucreze la inima tuturor și să vă întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. 12 cu 13 în Evrei. A Domnului să fie slava. Vă las pe brațul lui Iisus Hristos și El să se interesează de toate nevoile noastre și să ne binecuvinteze în totul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Mulțumim pentru cuvânt și Domnul să lucreze în continuare. Frate Vasile, mi-a rămas rugăciunea de final și așa cum ați predicat, dacă vreți să vă rugați pentru cei care poate au legături, care poate nu au putere ca să meargă la mărturisire, mi-au scris foarte mult că ne rugăm pentru copii, copiii sunt prinși în anumite patii și pofte, dacă puteți înălța o rugăciune în sensul ăsta, Domnul să se atingă de toți copiii, fraților și cei care... Azi dimineață de la Persida o veste frumoasă, că a sunat-o ieri o doctoriță, locuiește în Orșova, dar are cabinetul, nu știu unde, mă rog, am uitat. Și i-au avut un unchi, pare că, care avea două tumori pe creier, canceroase. Și o zis că într-o zi, într-o seară, când m-am rugat, cumva am atins cancerul
Și ne-am rugat aici cu toți, sigur, dar el s-a dus la control și o tumoră din aia e toată strânsă, înghețată. Și o altă tumoră a dispărut de tot. Slavă Domnului! Doctorița o ținut să telefoneze la Persida ca să îmi spună și mie și eu am ținut să vă spun și la dumneavoastră. Să știți că rugăciunile noastre nu cad în vânt. Ele se duc până la tronul ceresc și, în schimb, găsim rezultate. Și dacă nu le găsim pe dată, dar le găsim. Doctorița asta zice că era baptistă și unchiul sau ei sau bărbatul pentru care au înălțat rugăciuni, nu era, dar Domnul a ascultat și cum ne-a îndemnat și el să ne rugăm mai departe pentru nevoi și necazuri, că Domnul ascultă. Glorie Domnului Iisus! Amin. Hai să ne rugăm atunci. Amin. Precădere pentru cei înlănțuiți. Amin. Să se atingă Domnul. Să poată da la o parte piedicile și apoi păcatul. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, iată-ne înaintea Ta. Ne-am îndoit genunchii și ne plecăm ființa noastră firavă și slabă, un trup de pământ, Doamne, dar ne închinăm cu tot ce avem măreției numelui Tău slăvit și zicem, ascultă-ne din cer, coboară-te cu putere la noi. Întărește Tu sufletele care au început să Te caute, ca să Te poată găsi și să rămână cu Tine pe totdeauna. Ai în vedere copiii duși la binecuvântare și crescuți în biserică. Ai în vedere, Doamne, și nu lăsa să-i fure poftele trupești, nu-i lăsa să-i fure gândurile urâte, nu-i lăsa să-i fure internetul. Doamne, nici oamenii păcătoși cu tot felul de năravuri scârboase. Doamne, pune mâna Ta peste copiii fraților și întărește-i și ascultă-ne pe toți, ține-ne de mână și rămâi nădejdea noastră și întăritura sufletului nostru, pe veci să fii proslăvit. Ascultă-ne din ceruri, vino de ne binecuvintează și rămâi Tu totdeauna cu noi. Mărească-ți să numele Tău. Doamne Iisuse, primește-ne, mântuiește-ne, ajută-ne și îngăduie-ne să-ți facem ce ție îți place. Binecuvântă pe toți frații și pe toate surorile, ajută-i în educarea copilașilor lor și ajută-ne pe toți să ținem calea dreaptă până vom ajunge la Tine. Iisuse, îngăduie-ne să facem voia Ta până pe veci de veci. Amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Verse dintr-o cântare, poate vasele și apoi ne apropiem de încheiere. Obosită inima mea, zice Domnul meu, vin la mine și ai pace,
zice Dumnezeu. Vin la mine și ai pace, zice Dumnezeu. Dar are ceva semne pe el ca să-l cunoaștem. Are pe mâini, pe picioare, tot rane. Are pe mâini, pe picioare, tot rane. Ca împărat are pe cap semnul învingerii, o cunună grea mare și de spini, o cunună grea mare și de spini. Și dacă eu îl voi urma, ce-mi va fi plata? Osteneală, lacrimă și crucea, osteneală, lacrimă și crucea. Doamne, îndură-te să nu ne pară greu a mere după Iisus până în împărăție. Amin. Vă las să fie, lui Iisus. Domnul să binecuvinteze toți frații care au fost împreună cu noi, să binecuvinteze Domnul frații de pe Facebook, mă uitam, erau mai mulți ca și noi aici de pe Zoom, iubim și pe ei, să întărească Domnul Iisus și așteptăm să ne revedem toți în patria de sus. Slavă Domnul Iisus! Domnul să binecuvinteze și frații de pe YouTube care au fost cu noi, să întărească Domnul Iisus și pe ei, de pe Instagram, toate rețelele, Domnul să îi întărească. Haideți să deschidem acum microfoanele și să binecuvântăm frații de pe Facebook, să binecuvânteze și ei pe frații de Hozan. Acolo înscris, să binecuvânteze. Frații care sunteți aici pe Zoom, deschideți microfoanele, binecuvântați pe fratele voastre de Hozan și ne despărțim. Toți.